Salutare toată lumea și bine ați revenit la un nou vlog pe canalul meu de YouTube după foarte mult timp de când nu am mai făcut unul. În momentul ăsta învăț să-mi țin camera în mână pentru că efectiv mă doare mâna acum când o țin și efectiv credeam că e mai ușor și că știu să filmez, dar aparent nu prea mai am skill-ul de a fi vlogger, ceea ce nu e bine, așa că o să trebuiască iar să fac o grămadă de vloguri până probabil o să îl recapăt. Sper cel puțin că o să-l recapăt. Încercați, vă rog, să ignorați hainele din spatele meu. Știu că vedeți acolo pe pat niște haine. Nu le vedeți de fapt, nu sunt acolo. În momentul de față mă aflu în Londra pentru că cei de la Disney ne-au trimis aici, pentru că pe 12 octombrie se lansează Descendenții 3. Și probabil vă amintiți că acum câțiva ani am făcut un cosplay la Descendenții, o să pun pe aici o poză sau ceva. Și astăzi o să mă văd cu Dove Cameron și o să pot să vorbesc cu ea puțin. O să fac și o poză cu ea, probabil am pus-o deja pe contul meu de Instagram, așa că dacă nu mă urmăriți pe Instagram, ar trebui să o faceți. Și mamă, cât de grea e camera asta, de ce n-am luat una mai mică, mă întreb. Dar filmează bine totuși. Îs super entuziasmat, dar din această cauză am întârziat deja în toate locurile, pentru că e ora 10 și ceva și nici măcar nu am mers să-mi iau micul dejun, așa că o să fac asta pentru început. După care o să mergem spre evenimentul Disney, unde o să întâlnim și pe Dove Cameron, unde o să-mi vopsesc și părul. Și cred că o să-l fac albastru sau ceva. S-ar putea să regret și s-ar putea să arate super ciudat. Dar sper să arate bine. Că dacă nu o să arate bine, o să plâng puțin. Ok, nu o să vă mai țin pentru că mă grăbesc și eu. Dar hai să vă arăt priveliștea mea. Suntem cazați într-un hotel din centrul Londrei. Și puteți să vedeți că asta e priveliștea mea. Arată super bine. Uite, tocmai trece un autobuz din ăsta specific londonez sau britanic. Nu știu cum o fi. Și arată genial. Și aici văd mereu oameni care trec. Noaptea, clădirea asta luminează în mai multe culori și arată minunat. Și uite, ăla e steagul United Kingdom, care arată minunat și el. Camera de hotel, să vă prezint pe super scurt. Aici avem un scaun lângă un geam cu o priveliște super frumoasă. Aici avem un frigider care are un mini bar în el, care e super scump, probabil nu o să-l folosesc. Aici avem un TV pe care, din nou, nu cred că o să-l folosesc, pentru că cine stă să se uite la TV când e în Londra? Să fim serioși. După acolo avem o masă cu mai multe prostii de ale mele. Aici ai bagajul meu pe care nu l-am despachetat pentru că n-are sens să-l despachetez. După am aici patul care e destul de nefăcut pentru că tocmai am dormit. Alea șosetele mele, oh my god, nu. Aici ai baia, care e o baie super drăguță și micuță. Și de ce e un prosop aici? Eu l-am pus, dar nu știu de ce. Și aici mă puteți vedea pe mine filmând. Și după, dacă ieșim din baie, puteți să vedeți că aici mai avem din nou o oglindă unde, din nou, mă puteți vedea pe mine filmând. Tocmai ce m-am întors de la micul dejun și am realizat că, deși am stat doar vreo 20 de minute, camera mea e acum perfect curată. Puteți să vedeți cât de perfect fac femeile astea sau bărbații ăștia, pentru că poate-s bărbați, cine știe, paturile. Deci uitați-vă cât de bine-i prinsă placuma de pat. Îți ia jumătate de oră să o scoți, la modul cel mai serios. M-am chinuit ieri efectiv să scot plapuma de pe aici, o grămadă, deci efectiv trăgeam cu toată forța și nu se scotea. Gata, mi-am luat cămașa cu Mickey Mouse, m-am decis într-un final că ar trebui să o iau pe ea pentru că cred că e cea mai potrivită pentru un astfel de eveniment. Cam așa arată, puteți să vedeți și voi, mi-e puțin mică, nu foarte mult. Mă gândeam să-mi iau un hanorac peste în cazul în care o să fie prea frig, pentru că aici în Londra îs 16 grade afară în momentul ăsta. Am pornit spre eveniment acum și filmez pe stradă. Mă văd o grămadă de oameni și probabil se întreabă ce fac, dar nu contează. M-am decis să-mi iau o bluză peste cămașă și sincer mă simt destul de inconfortabil în momentul ăsta, dar e cea mai bună opțiune. Și ca să înțelegeți, trebuie să ajung până la eveniment fără net, așa că o să mă bazez pe skill-urile mele de a localiza o locație și probabil o să întreb oameni și efectiv trebuie să ajung acolo în 10 minute. Teoretic ar trebui să ajung, practic vedem dacă ajungem. Doamne, cât de frumoasă e Londra, uitați-vă și voi. E un vibe atât de bun aici. Îmi place atât de mult totul. Și sper să ajung și sper să fie bine și sper să iasă totul așa cum plănuiesc eu să iasă. Pentru că altfel o să fiu puțin cam trist, dar hai să nu punem răul în față. Hai să sperăm că o să fie totul ok. Să sperăm că o să găsesc locația fără probleme. Trec o grămadă de mașini, probabil m-au zis puțin cam greu, oamenii se uită super ciudat la mine, dar
Nu contează, adică sunt în Londra, nu sunt în România unde nu știe lumea ce e la vlogging-ul, știi? Și-s o grămadă de magazine pe aici cu o grămadă de suveniruri, deci probabil ar trebui și eu mai diseară să vin și să cumpăr o grămadă de chestii pentru prieteni și familie ca să le aduc o amintire, dar momentan ne focusăm pe eveniment, pentru că asta contează cel mai mult acum. Să iasă totul bine, să-mi iasă poza cu Dav, destul de mișto. Și da, o să vă informez când am ajuns și o să mai filmez pe acolo o grămadă de chestii. Am ajuns aici, în sfârșit, părul meu nu mai stă deloc. Camera 110. Camera 110 nu e aici, deci probabil în altă parte. Am ajuns aici și suntem cu toții. Uite-o bună pe ziua! Anca, uite-o pe Bibi. Acolo e și Andra, care socializează. Suntem acum aici și așteptăm să intrăm să ne vedem cu Dove iar Cameron. Iar nu mă uit în coace și nu mă uit încolo. Nu contează unde te uiți. Nu știu dacă mă văd, că eu văd obiectivul. Uite aici pe Anca, aici e Andra. Este, nu? Nu e al meu. A, okay. Și ne pregătim, hai să facem un thumbnail. Și sper să iasă bine, eu sunt emoționat, thumbnail-ul? Transpirat. Da, o să iasă bine. Nu, tot clipul și toată întâlnirea. O să iasă bine. Am cămașa mea cu Mickey Mouse. E super drăguț așa. Acolo în spate Dove Cameron și urmează să intrăm și să ne vedem cu ea acum. Hiya! Hello! Hi, Dove! Hello! Hello. You look very cute. Thank you. I'm good. So I'm not used to having this many cameras on me. I usually have like one or two, but all these cameras I'm like, yeah. Which one do I look at? Oh my god. Thank you guys so much for coming today. You're all so Thank beautiful. You all right. Hi. Hello. Hello. I'm a little bit emotional, sorry. Oh, that's okay. Here, let's get in this good light. So yeah, see us. Let's This is change good light the position. We've decided. So I don't have too many questions for you. Okay. But I'm a Romanian vlogger and also gamer. So okay. I want to ask you if Have you ever played Minecraft before? That's a game I'm always playing. I've never played Minecraft. Oh my god, you should try it. Yeah? Will I be addicted? Yeah, it's really fun. Okay, will it take over my life? Not really. Not really. It's not that addictive, okay, but okay. It's fun and you will like it. Okay, I believe you. And my subscribers told me to ask you if you will ever come to Romania. You know, I've actually been to Romania once, but I would love to come back. I loved the people there. I thought it was beautiful. We would love to have you. Yeah, back. Would you have me? Yeah. Well, I'll go out for a nice night. Thank you. Thank you. Baby, baby, I like. Baby, 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 I like. Oh, cool. And the last one. Well, we are the world, we are the children. Yeah, you know, me and Sophia and China and now Sarah, we all wear wigs. And it makes it really easy because it's just like you put it on, you glue it down, and it's really nice. It's much nicer than if you had dyed your real hair. And then I would say, if you want to be an actor, watch as many films as you can, observe as many human beings as you can. Tocmai ne-am văzut cu Dove și am avut emoții. Bibi, tu ai avut emoții? Da, da, chiar da, da. E greu să n-ai emoții în astfel de momente. E super drăguță, e super drăguță. Chiar e super drăguță, mai drăguță decât noi, nu credeam că e posibil. Suntem acum la un eveniment organizat de Disney și Anca îmi face poze. Anca, pe de ce film. Îmi faci poze pe film? Nu vreau să am poze pe film. Și efectiv, atmosfera aici e minunată. E un vibe foarte plăcut, puteți să vedeți și voi. Și culorile sunt atât de descendenți, jur. Atâta mov și atâta verde. Îmi place super mult cum e aici. Dacă o să mergem în partea asta, o să vedem pe Bibi. Pe cine? Pe Bibi. Pe Bibi. Și acolo, mai în spate, Andra își face părul. Ca să fie o zeiță Disney. Nu, Andra? Nu. Cum nu? Nu-ți place? Chiar drăguț, atunci, dar nu o zi iță Disney. După în cealaltă cameră, deși probabil v-am mai arătat. Așa e, exact, da. Exact așa da. E cum zic eu, pentru că mereu zic cum trebuie. Avem o grămadă de persoane și o grămadă de activități. Puteți să vedeți aici, lumea își face unghiile. Am vrut și eu să-mi fac unghiile, dar... Da, tu sclipici, Anca, ai vreo problemă? N-am nicio problemă, vă plac unghiile mele. Oh, super unghiile tale. Da, aparent poți doar să le colorezi și eu vreau să le tai ca să arate mișto, dar aparent nu putem să facem asta. Aici poți să-ți faci poze pe care să le printezi, ceea ce e super tare, ne-am făcut câteva, o să vi le arăt imediat. Și da, cam asta se întâmplă aici. Astea sunt pozele pe care le-am făcut cu Anca și Bibi, aici am coroană. Superbe. Tocmai mi-am făcut părul verde cu mov și arată destul de ciudat, sincer.
Dar e ok, pentru că arată mai interesant și sunt și eu puțin mai în vibe-ul evenimentului de aici. E efectiv plin de lume aici. Uitați-vă și voi câți oameni. Ce? Eu l-am pierdut printre oameni. Doamne, cât de plin e orașul ăsta. Am ajuns în sfârșit la hotel și vreau să vă zic că am văzut în premieră Descendenții 3, care au fost efectiv minunat. O să se lanseze pe 12 octombrie, deci vă recomand să-l vedeți pentru că, sincer, e un film care o să vă schimbe starea. Deci dacă o să vă simțiți oribil înainte să-l vizionați, sper că nu vă simțiți oribil totuși, la final, sigur, o să vă simțiți minunat. Efectiv, mi-a dat o stare atât de bună și acum urmează să mă spăl pentru că părul meu e foarte verde cu mov. Puteți să vedeți și voi cum arată, nu arată prea grozav. Bine, adică îmi place culoarea, știi, și cum l-au făcut, doar că e murdar, rău de tot, și-o pus extrem de mult fixativ și mie îmi place ca părul să fie cât mai curat și cât mai, nu știu, să stea cât mai natural, nu așa ca sârma, știi? Așa că da, o să mă spăl și după o să vedem dacă o să mai facem ceva, pentru că sunt destul de obosit. Poate o să mai vizităm, nu știu, nu promit nimic. Da, vedem. Oricum o să continue vlogul ăsta cândva. N-am mai apucat să filmez ieri pentru că am fost să vizitez și nu mi-a luat camera cu mine pentru că e foarte grea și foarte mare. În momentul ăsta filmez în lobby-ul hotelului și e destul de interesant să filmez aici pentru că e foarte multă lume. Nu sunt tocmai obișnuit, dar nu contează. O să mergem acum spre aeroport, o să avem o escală la București, după o să trebuiască să merg în Cluj. O avem aici și pe Anca, vorbește la telefon cu familia ei. Și aici avem pe Bibi. Și aici l-avem pe tatăl lui Bibi. Și ne pregătim toți de plecare, sper să nu dureze mult. Am ajuns în aeroport, în Londra, în sfârșit, și arată minunat pe aici. E un aeroport foarte mare, cu o grămadă de mașini și o grămadă de oameni. Vremea e minunată, e un soare imens. Ar trebui să-l vedeți pe acolo, pe undeva, și sunt puțin cam trist că plec, sincer. Dar e ok. Mi-e doar într-un fel de orașul meu frumos și liniștit, pentru că aici, în Londra, e destul de mult haos. Facem vlog în vlog? Da, vlog-n-vlog. Plecăm. M-am pupat. Apare acum. Apărăm peste tot? Da. Deci toate camerele da. Aici. Ai, da, exact. Și am plecat. Am plecat. Bine, n-am plecat încă, dar plecăm acum. Plecăm acum. Plecăm acum. Bine, o să fac oricum încheierea singur, probabil. Bine, vă pupăm. Nu uitați să apăsați pe butoanele de uitați-vă și la mine. Și toate și follow și canalele lor în descriere și vă pupăm. Îmi place să vorbesc mai personal cu abonații mei singur, așa că vreau să vă anunț că o să închei aici vlogul de astăzi. Sper sincer că v-a făcut plăcere să-l urmăriți. Sper că mai vreți să fac vloguri de genul ăsta din când în când. Bate soarele foarte tare și puteți să vedeți pe fața mea că mă chinui să-mi țin ochii deschiși, dar o să supraviețuiesc. Așa că vă salut pe toți și ne vedem curând la un nou vlog. Nu știu când, dar curând. Salutați și voi. Hello. La mine asta scrie, de fapt, încheierea. Pa, pa. Da, pa. Și nu voi aia cu toți. O să pun și aia, da, așa, puțin câteva cadre. Ok, pa.